Salutare oameni buni, Constantin Barbu aici. În clipul de față o să-ți prezint principii de bază în construcția și proiectarea corpurilor de mobilier. Am primit nenumărate întrebări pe acest subiect și am observat în jurul meu o mulțime de erori în alcătuirea mobilei pentru casă. Voi discuta despre construcția cât mai corectă și optimă a carcaselor de mobilier în cazul bucătăriilor, dormitoarelor, dressing-urilor, mobilierului pentru hol și a altora. Să curgă informațiile. Voi ține cont întâi de rezistența și durabilitatea în timp a mobilierului și mai apoi de optimizarea costurilor și designul de produs. Primul pe listă, mobilierul de bucătărie, corpuri inferioare. Deseori am observat în magazine de specialitate, între ghilimele, acest tip de mobilier în care corpurile vin pe module, cu pereții lateral construiți până în pardoseală și cu această plintă fixă între cei doi pereți laterali. Întrebările mele sunt următoarele. În cazul în care pardoseala nu este perfect plană, nu este perfect la foroboc, cum se realizează alinierea corpurilor inferioare pentru a fi cuplate? 2. Cum se curăță sub aceste corpuri de bucătărie? Cum se realizează igiena bucătăriei? Și 3. În cazul unor mici accidente, cum ar fi spargerea unui racord flexibil și o mică inundație, să presupunem, ce se va întâmpla cu aceste corpuri de mobilier care cel mai probabil se vor umfla, se vor deteriora? În partea dreaptă a imaginii avem configurația corpului de mobilier pe care tocmai v-am prezentat-o, iar în partea stângă este varianta sugerată de mine. Din exterior, diferențele nu sunt foarte mari, însă dacă stăm să analizăm un pic problema, o să vedem avantajele acestei variante propusă de mine. În primul rând, observăm că pereții laterali se opresc în placa inferioară, dar vedem și prezența acestor picioare reglabile, ale căror avantaje le vom înțelege mai bine imediat. Și din punct de vedere al designului, vedem și prezența acestei plinte mascator detașabilă. Știu că timpul tău este important, de aceea o să fiu cât mai scurt la obiect și pe înțelesul tuturor. Tot mobilierul casnic și electrocasnicele se montează la drept, la nivelă, la boloboc, cum vrei tu să-i spui. Dacă în cazul corpurilor suspendate avem control asupra lor, pentru cealaltă categorie de mobilier și cea mai numeroasă și cea mai des întâlnită, a celuia care este construit să stea pe sol, pe pardoseală, pentru aceasta, ca și soluție, avem aceste picioare reglabile pentru a reuși această planeitate de care tot vorbesc. Odată reușită această planeitate, avem mai multe avantaje, printre care o să numer doar câteva. 1. O să crească durata de viață a mobilierului. 2. O să avem un design plăcut și prietenos. 3. Și cel mai important, o să putem regla cu ușurință ușile mobilierului, cât și sertarele împreună cu fronturile de sertar. Bun, un alt aspect care aș vrea să-l mai menționez la acest capitol al picioarelor reglabile ar fi următorul, unul foarte important, de care foarte puțin oameni țin cont și iau în considerare. Este protecția pe care o conferă aceste picioare reglabile pardoselii noastre, fie că este vorba de parchet, gresie, marmură, rășine epoxidică sau altele. Aceste picioare reglabile oferă o protecție atât în momentul montării corpului, asamblării, cât și în momentul mutării sau mișcării lui. Bun! Pentru ca protecția să fie maximă, vă recomand folosirea acestor pâsle autoadezive în combinație cu picioarele. Ele se lipesc pur și simplu. Aceste pâsle autoadezive se găsesc la toate magazinele de bricolaj și în această combinație vă garantez că protecția va fi maximă și astfel vom scăpa de foarte multe probleme pe care le-am putea avea fără folosirea lor.
În cazul dulapurilor de haine, această modalitate de structură este din păcate mai eronată. Din aceleași cauze enumerate anterior, imposibilitate de reglaj, montaj deficitar, igienă și multe altele. Să presupunem că pentru a monta corect acest dressing și pentru a putea regla fronturile și ușile, avem nevoie să ridicăm acest colț al dulapului cu 7-8 mm. Singura variantă este să băgăm între pardoseală și el o bucată de lemn sau alt material, astfel încât să se sprijine dulapul nostru pe aceste adaosuri. În acest caz, dacă un membru al familiei sau altcineva îl cărca cu piciorul pe acest colț, putem ajunge cu ușurință în situația de față. În același timp se poate desface și partea din spate a șifonierului, acel PFL, deoarece dressingul nu este stabilizat așa cum trebuie și de aici o serie de probleme. Și de această dată, recomandarea celui ce vă vorbește pentru construcția și proiectarea unui dressing este aceea și prezența obligatorie a acestor picioare reglabile, fie ele din PVC sau din metal, împreună cu plinta mascator detașabilă, care poate fi construită din același material cu cel al dressingului. Specific faptul că montajul acestor picioare să se facă pe direcția stâlpilor, pe direcția pereților laterale, respectiv a pereților intermediar, astfel încât greutatea să se descarce uniform. De asemenea, putem ține cont ca între corp și plintă să rămână o distanță de, să spunem, 50 de milimetri, astfel încât să ne simțim confortabil atunci când ne apropiem cu picioarele de corpurile noastre de mobilier. Câteva cuvinte și despre placa superioară, după care vom trece imediat la un alt tip de mobilier. În cazul în care dulapul nostru este proiectat să aibă uși glisante, atunci poziția recomandată a acestei plăci superioare este aceasta din imagine, adică aplicată peste cei doi pereți laterali și peste peretele sau pereții intermediari. În cazul în care dulapul nostru va avea uși cu balamale, clasic, atunci poziția acestei plăci superioare poate fi și următoare, respectiv la interior față de cei doi pereți laterali. Bun, mergem mai departe cu frumoasa prezentare. Următorul corp de analizat, de configurat, este cel superior aparținând mobilierului de bucătărie. Aici totul este simplu, elegant și ușor de înțeles. Atât placa superioară cât și cea inferioară, de asemenea și polița sau raftul, se află poziționate la interior față de cei doi pereți laterali. În altă ordine de idei, privind din exterior, peretele nostru lateral este curat, nu se văd șuruburi, nu se văd canturi. Și dacă vă întrebați și de ce, principalul argument este acela că dacă am schimba ordinea și am muta atât placa superioară cât și cea inferioară aplicate peste perete lateral, adică așa, indiferent cât de la culoare și cât de bine am pune noi cantul ABS aici, tot s-ar vedea o diferență, tot s-ar vedea o diferență și de îmbinare între cele două plăci, acesta fiind principalul motiv pentru care aleg să folosesc de fiecare dată negreșit varianta prezentată anterior, cea din imagine.
Dacă ți-a plăcut și vrei să susții acest proiect, sub video ai un buton de mulțumire, lasă și tu un like, abonează-te. Acesta am fost eu, Constantin Barbu. Până data viitoare, îți urez spor în toate.